Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Rascal și Gaura, partea a doua. Rascal privea către o groapă din colțul câmpului unde tatălui Holly îi spusese că nu este sigur să se joace. Holly se întreba dacă Rascal găsise un loc nou pentru a-și îngropa mâncarea. În timp ce Holly se apropia cu atenție de groapă, Rascal era mai entuziasmat decât înainte. Deodată, printre lătrăturile lui, Holly a putut auzi un scâncet. Curând și-a dat seama că Rascal privea printr-o gaură în lemnul care acoperea vechea fântână. S-a plecat și a intrat prin gaură. Când a făcut acest lucru, scâncetul pe care îl auzise s-a transformat în lătrat. "Oh, Ginger!" exclamă Holly. "Așteaptă puțin, mă voi întoarce!" A ieșit cu atenție din gaură și a fugit către casă cât de repede a putut pentru a-l găsi pe Bob, fratele ei mai mare. Holly l-a prins de braț. "Crăpește-te," i-a spus. "L-am văzut pe Rascal aruncând două bucăți de pâine prăjită printr-o gaură. Este vechea fântână și Ginger este înăuntru." "O, bietul de el," spuse Bob în timp ce își puse o ceachetă și se îndreptă către fântână. "Rămâi aici," o atenționă pe Holly când ajunse acolo. "Voi rupe bucățile putrezite de lemn până este sigur să ajungem înăuntru." Micuțul Ginger nu mai putea de bucurie, dar deși Bob s-a întins cât de mult a putut, nu reușea să ajungă la cățelul entuziasmat. "Dacă ești suficient de curajoasă, te voi prinde de picioare pentru a ajunge la cățel și al scoate de acolo," îi spune Bob lui Holly. "Apoi te voi trage afară." Holly ezită, dar avea încredere în fratele ei mai mare, așa că aprobă. Bob o ținu ferm de ambele picioare, în timp ce încerca cu atenție să intre în gaură. "Miroase urât aici," strigă ea. Îi căzu mizerie în păr, pe față și pe haine, dar lui Holly nu-i păsa. "Sunt multe bucăți de oase și de pâine, în afară de pâinea prăjită pe care a aruncat-o Rascal acum," îi spuse lui Bob în timp ce ajunse la câinele entuziasmat. "Aproape l-am prins, încă puțin, gata, tragem înapoi." Curând ea și Ginger erau afară și ambii câini lătrau de bucurie. "L-am găsit pe Ginger! L-am găsit pe Ginger!" strigă Holly, în timp ce ea și Bob fugeau către casa doamnei Clark. Ușa din spate se deschise larg. "Oh, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Unde?" Holly și Bob îi povestiră, în timp ce Ginger se gudura pe lângă doamna Clark și Rascal lătra de bucurie. Doamna Clark îi oferi lui Ginger apă și îl bău multă. "Probabil că Rascal i-a dus de mâncare în tot acest timp," spuse Holly în timp ce îl privea pe Rascal. "Nu este minunat că Dumnezeu se îngrijește de animale și de oameni?" "Oh, sigur că da! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!"